Salut, Cristi. Salut. Am numărul de telefon de la Uțu, de la prietenul tău. Sunt tipul cu Range Rover-ul, cu mașina. Salut, salut. Salut, ce faci? Chiar vroiam să iau legătura cu tine și e super că m-ai sunat. Noi doi cred că ne-am mai văzut. Am ieșit, cred că la un moment dat ne-am întâlnit, era în gașcă. Mi-a zis Uțu că tu ai avea nevoie de mașina mea. Da, i-am zis chestia asta și poate mă poți ajuta că... Da, ai rămas fără mașină sau ce? Nu, nu am rămas fără mașină. Eu am o mașină, dar am un Opel. E din 96, vai de capul lui, e mai vechi și vroiam să vorbesc cu tine dacă poți să-mi împrumuți mașina ta. Am înțeles că ai un Range Rover. Din câte știu eu, tu nu ești din București, nu? Din Buzău sunt. Am înțeles. Și tu lucrezi în București aici? Da, am aici un business. De fapt, asta le zic eu la fete, că am un business aici și am o firmă de construcții. Cam asta e textul cu care le agăț eu, știi? Dar tu ce faci? Cu ce te ocupi? Sunt tehnician dentar. Am înțeles. Tu aveai nevoie pentru ce? De mașina mea? Am agățat tot tipul în Fratel, știi, sâmbătă seară. M-am dus acolo, am vrut să consum ceva și nu mi-am luat mașina mea. Când să plecăm, ea avea un X5 și am zis data viitoare când o scot în oraș, că asta vreau să fac, știi, să o scot și eu la un restaurant, să fac și o impresie bună. Și am zis data viitoare când o scot în oraș, să vin și eu cu o mașină mai ca lumea, știi, ca să iau fața un pic la fată. Aha, am înțeles, dar ea nu o să-și dea seama în timp că tu, de fapt, n-ai Range Rover sau... Nu, că știi care e strategia, eu nu vreau o relație serioasă cu ea, vreau ceva așa, o săptămână, două, trei, știi, să-mi fac și eu de cap o gălăneală de asta scurtă, nu vreau o relație serioasă. A, și avea nevoie de mașină? Da, dacă s-ar putea și mai putea ajuta, ar fi super, chiar ar fi o chestie super. Mai, eu pot să-ți dau mașina, numai că știi care e faza, nu vreau să ajungem la poliție cu tot felul de probleme, adică ai grijă ce faci cu ea, știi? Bineînțeles, frate, stai liniștit că nu sunt, am permis de mult timp și nu cred că sunt probleme, stai liniștit. Uțu mi-a zis că conduci bine, deci nu e asta. Deci tu nu vrei relație serioasă cu ea? Câteva nopți, îmi fac puțin de cap și eu dam bla de asta, de-a mea. Tu ai zis alea că lucrezi, că ai firmă sau ce ai zis tu? Nu i-am zis că sunt tehnician dentar, i-am zis că sunt patron de firmă de construcții, că am făcut niște clădiri pe aici, pe București. Vrăjeală de asta să pună botul. A, și-a pus botul? Am talent la așa ceva, nu e prima oară când mă complic eu cu chestii de genul ăsta. Ai mai combinat așa? Da, bineînțeles. Super tare. Și cum au reacționat? Păi cum să reacționeze? Trebuie să știi, să le vorbești, știi, contează mult și cum te afișezi pe Facebook, știi, să vadă poze, să... A, și tu ai pus poze, ceva sau? Mai nou am învățat așa să lucrez într-un program, știi, fac poze. Da. Adică le iau de pe internet și eu mă decupez din pozele mele și mă pun pe pozele alea de pe net, știi, de pe Maldive, de pe la tot felul de stațiuni de astea exotice, știi, din Caraibe, îți dai seama, tot felul de peisaje de astea exotice și eu mă pun acolo. Sunt grupuri de oameni, eu îl decupez pe om și mă pun pe mine, știi? Ca să dea bine, știi, să pună botul și merge, că e plin Facebook-ul meu de poze de genul ăsta. Ai combinat-o? I-am luat numărul de telefon, absolut tot, și vreau să o scot la restaurant. Gagica mișto? Băi, e super. Directoare la o bancă pe aici, prin București, ieșise fata la distracție și m-am băgat în seamă cu ea, e super tare. Bazată gagica? Îmbrăcată din cap până în picioare, numai țoale de firmă, geantă de la Hermes, bazată gagica. Și mai are și bani de acasă, de la părinți, eu mai trimit și ăia, o finanțează tațul, de nu-i adevărat, și ăla bazat. Ea e din București? Ea e din Sibiu, știi? A ei stau acolo în Sibiu. Și super. Ea stă aici în București, stă singură, știi? Stă singură? Da, e singură. Stă singură. Ai fost la ea? Păi îți dai seama, de asta vreau să o și scot ca să ajung la ea. Uh-huh. Îți dai seama că ăsta e scopul până la urmă. Și dacă eu o să zică să meargă la tine? Eu i-am spus că stau într-o vilă, stau cu ai mei o perioadă și nu prea putem să mergem acolo, să ne facem de cap. Așa, dacă ea stă singură, e mult mai bine și suntem noi acolo, doar noi. Ok. Ți-aș rămâne recunoscător dacă ai putea să faci gestul ăsta pentru mine și dai seama, garantează Uțu pentru mine, deci, da. Și rămân dator cu o cinste la tine. Eu... Stai mă, liniștit, suntem bărbați, ce naiba, adică ne ajută între noi. De 2-3 ori așa să oprim pe fată, știi, ca să prindă încredere în mine și să fac și eu o impresie. Faza e că eu plec mâine după amiază, plec în Austria la schi și o să lipsesc vreo 6 zile. Pot să ți-o dau în seara asta, dacă ai putea să... Băi, ar fi și mai tare, e super, super și în seara asta. Mai... Zi-mi unde să vin și... Tu unde stai, în ce zonă? Băi, eu stau în militar, pe la Valea Cascadelor.
În militar, da? Da. Eu sunt în orașul Otopeni acum. Păi nicio problemă, chem un taxi, mă sui în el și ajung la tine și ne întâlnim fără nicio problemă. Știi unde e orașul Otopeni? Prin Otopeni trec eu când mă duc acasă, la Buzău. Tu cam în cât timp ai ajunge? Păi nu știu, cât fac de aici cu taxiul și până acolo, nu știu, vreo, eu știu, 20-25 de minute. Da, o să te coste vreo 300 și ceva de mii. E ok, nicio problemă, stai liniștit. Ok, bun, și ne vedem în față la primărie, la Otopeni. Nu prea știu eu unde e asta, dar las că îi zic la taximetrist și mă las acolo cu siguranță, da. Când ajung acolo la primărie, îți dau un semn și ne vedem acolo. Tu ești acolo, nu? Da, îmi dai super, semn. Super. Și te sun eu înapoi. Mersi mult de tot. N-ai de ce, hai că ne vedem în seara asta. Bine. Bine, pa. Pa. Alo, salut! Salut! Uite, eu am ajuns acum în Otopeni, sunt chiar în fața aici, la primărie. Unde ești? Mai stai un pic, ajung acolo. Tu ești în taxi sau a plecat? Cum a plecat mai înainte, m-a lăsat pe mine și sunt în fața aici, la primărie, te aștept. Poți să mă aștepți cam vreo 45 de minute? 45 de minute? Bine, da, hai frate, te aștept, mă găsești tot aici. Hai da. Că aștept un telefon de la tine atunci. Stai afară acolo, da? Da, te aștept aici. Poate vii mai repede. Bine, hai, te aștept. Da. Mai ești acolo? Da, ai ajuns, unde ești? Imediat ajung. Poți să chemi un taxi? Să chem un taxi? Stai așa, nu plec cu mașina ta de aici încolo? Păi nu, că nu mai am cum să mai ajung. N-am cum să ajung pentru că nu am carne de conducere. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zoo și a fost o farsă. Vai, Gemin, vai. Vai să-mi bag. Tu ești în Otopeni acum? Da, frate, am venit aici că am luat taxiul și m-a lăsat aici în față și a și plecat. Nici nu știu dacă am bani să mă mai întorc înapoi acasă. Doamne ferești! Uțu a propus! Băi, ce... Am dat atâția bani până aici să vin cu taxiul. Bine, hai că zic lui Uțu să vină să te recupereze de acolo. Hai, lasă-mă că-l sun eu dacă așa să vină să mă ia de aici, băi! Bine, hai, te pup! Hai, pa, mersi, o seară faină, pa!